harul promis pe care Dumnezeu îl va trimite ca să reinstaureze dominația, conducerea de către el. Poporul Israel n-a vrut să reconducă Dumnezeu în momentul în care s-a ieșit din robia Egiptului, după partea aceea cu judecătorii, a renunțat la Dumnezeu și l-a pus pe Saul ca împărat. Și atunci a spus Dumnezeu cuvintele acestea: îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat. Îmi pare rău. O afirmație groasnică. De ce cauză? Că Saul n-a făcut voia Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne pădească pe noi de lucrurile acestea. Nica projește că un conducător va ieși din Betlehem care va primi promisiunea lui Dumnezeu. Deci, precizare e clar. Dar vreau să spun, cu ocazia recensământului, merge Iosif cu Maria la Betlehem, cu ocazia recensământului. Că altfel, ei erau unde? Unde erau ei altfel? În Nazaret. Erau în Nazaret altfel. Dar cu ocazia recensământului, merg acolo să se scrie. Pentru că acolo erau ei, și de ce erau ei. Și cu ocazia zicea, atunci vine vremea lui Maria să nască. Și loc pentru el nu era în casele mari. Cum nici astăzi, în palate, în oameni avuți, în oameni binecuvântați, familiește, nu prea are loc Iisus să nască. Dar cei săraci, material, dar bogat spiritual, el coboară. Domnul se descoperă în fiecare dintre noi. Și nici nu se rămână fără el. Acest conducător se referă la Domnul Iisus Hristos, Mesia, a cărui rușie se suie până în zilele veșniciei. Adică împărăția lui nu se va sfârși. Împărăția lui a început când el a murit, a înviat, a venit pe diavol pe trecuri și se va termina în veșnicia lui Dumnezeu când vom fi prea că el o veșnicie întreagă în veșnicia celui. Domnul Iisus Hristos se va naște ca un om. Precizarea salomica. Se naște ca un om. Deci el vine ca un om. Și mă duc acum la Zaharia, care are niște precizări foarte clare despre nașterea Domnului Iisus Hristos și mă preocupă și pe mine ca să vă transmit acest mesaj. Îmi va ajuta bucurie când pot să văd Sfintele Scripturi scrise de Duhul Sfânt, fără greșeală. Cuvântul lui infailibil. Și aici găsim în Zaharia 3:8. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu o draslă. Și lui Zaharia, Dumnezeu îi descoperă că cel ce se va naște va fi robul lui Dumnezeu și se va numi o draslă. Dar vorbește aici, găsim cu toții scris și știm cu toții că în momentul în care Domnul vorbește cuvintele acestea, pe Iosua, lângă Iosua, stătea Satana și îl păra. Și acolo cine era? Îngerul Domnului. Îngerul Domnului cine era? Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, măcar că Satana îl păra pe Iosua, Iisus Hristos face un lucru. Dezbrăcați-l de hainele murdare, de mitra murdare, îmbrăcați-l cu altele, cu alte cuvinte. Mă îmbrac eu cu păcatele lui. Mă îmbrac eu cu neputințele voastre. Și le duc la calvar. Acolo vreau să înviuiesc pe Satan. Și Satana știe că Iisus este împărat. Știe că este Dumnezeu adevărat. Știe. Și măcar că știe, îl înfruntă. Prin cine? Prin creație. Prin creație. Creația se ridică împotriva lui Dumnezeu. Creația îl blastă pe Dumnezeu. Creația nu recunoaște ca Domn și Mântuitor. Creația se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune așa: Iosua și ceilalți preoți care slujeau în vremea aceea vor sluji ca niște semne până când va veni cel ce este o draslă. Preoții din Vechiul Testament erau umbra lucrurilor viitoare. Aveau în vedere de mare preot care va veni și care va intra nu prin sânge de sap și de veci, ci prin propriul sânge. Unde? De Sfânta Sfintelor! O dată pentru totdeauna! Și acesta, mare preot, este în același timp și preot și jertfă. Preot și jertfă. N-aduce sap și de veci. Propria ființă te cruce în calvar și moare împreună cu mine, păcatul meu și păcatul tău. Iosua, Domnul Iisus Hristos este identificat acum cu cine? Cu o draslă. O draslă neprihănită, care se naște din lupina lui Ișai, pe care Dumnezeu o prorocește prin toți prorocii până acum. În Zaharia 6:12, aici apare din nou precizarea clară. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om, al cărui nume este o draslă, va odrăsli din
al cărui nume este Odrasla, se va naște. Acest om este Iisus Hristos. Iar doi, acesta va zidi templul Domnului. Voi sunteți templul Domnului dacă locuiește în voi puterea Duhului Sfânt. Voi sunteți biserica Domnului. Voi sunteți preoții Domnului, împărăția Domnului, pentru că Domnul spus că ne-a făcut împărați și preoți. Pentru veșnicie, noi deja împărăsim. Aici suntem împărați și Domn, dar aici nu suntem recunoscuți. Din ce cauză? Satana și dominația lui caută să ne vadă nimicul. Domnul să ne dea binecuvântarea să luptăm. Amin. Acest cuvânt pe care vi se spune așa, Zaharia vorbește că Odrasla se va naște. Pentru mine și pentru tine. Ca om. Apare ca om. Acest om va sidi. Va sidi. Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos avea un rol principal. Biserica mea nu va pirui n-a putut să obilească boltul morții. Puterea Dumnezeu în ce cauze? Că a fost zidită de temelia prorocilor și apostolilor. Iar piatra din capul unghiului a fost Iisus Hristos. Domnul fie slăvit și lăudat. Amin. În versetul 6 cu 13, altă continuare. Da, el va sidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul de domnie al lui David, va fi preot pe scaunul de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Deci vrea să spună că acest proroc Zaharia îi spune Dumnezeu o poruncă să facă cununi de aur, cununi scumpe, ca să le pună pe capetele preoților care erau vremelnici pentru o vreme, dar asta ce făceau? Prefigurau, vorbeau despre cel ce avea să devină preot în viață, după numele lui Mesiene, și așa cine este? Iisus Hristos. Ei, practic, erau niște semne, niște lucruri care erau ca niște lucruri înaintea celui ce avea să vină. În coronarea lui Iosua, prefigurează, de fapt, încoronarea Fiului lui Dumnezeu Odrasla, pentru că Dumnezeu avea în vedere să-L încoroneze pe Iisus Hristos. Și când îl încoronează? După ce moare în Calvar, învinge moartea, boltul morții, puterea Întunericului și apoi intră pentru totdeauna, unde? În prezența lui Dumnezeu și se va reîntoarce. Când va fi să-L încemirească la cer? Domnul să ne contează. În prezent, acum, Domnul Iisus Hristos este pacea noastră. Și în Domnul Iisus Hristos noi găsim împărăția Dumnezeu care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ce înțelegi de la ceea ce am predicat până acum? Am vrut astăzi să predic doar de referințele Scripturii aflate în Vechiul Testament. De ce? Ca să te fac, să te pun în gardă, în lumină, să înțelegi planul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament Domnul a vorbit de terenul pe care El a pregătit să se nască Iisus, să vină Iisus în lumea noastră. Iar Noul Testament voi predica despre nașterea Lui, viața Lui și lucrările Lui. Și această predică va dura mai multe zile. Dar vreau acum așa ca o... Ce înțelegi de la această sărbătoare? Pe cine vei sărbători cu ocazia nașterii Domnului? Pomul de iarnă? Aleluia. Ce vei spune cu ocazia acestei sărbători? Pe cine sărbătorești? Pe Cel ce este Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor, Domnul să facă să domnească în viața ta, în inima ta, în Duhul tău, în roata ta. Acest om a venit în noastră cu un scop precis. Să predice Evanghelia celor săraci. Să vindece neputințele celor bolnavi. Să deslege legăturile prinșilor de război. Să dea sosul la o parte de pe ochii oricilor. Să ridice slăbănoși în picioare. Și cei care sunt plini de hârfnă pentru fapte bune, să ajungă în veșnicia Lui, în împărăția Lui, căci numai cei ce dau în afară, cu mâna pe avem în greșele, Iisus este locul acesta, dau și mântuitor și salvator. Și El a spus, Tată, mă duc să fac voia ta, Iisus, ca și este scris de mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, care-a voia Lui, mântuirea ta, salvarea mea, iertarea de păcate, ridicarea poferăște putințelor. Iisus Hristos l-a biruit pe Satan, puterea întâlnirii cu potul morții, prin moarte pe moarte călcând. Fiul lui Dumnezeu n-a stat la sfat cu diavolul. Satana a venit să-L studiască și pe El ca și pe tine și pe mine. Dar Iisus, găsim în cuvântul scris, l-a înfruntat cu cuvântul. Și vreau și tu care mă asculți
să nu stai, să nu cochetezi cu păcatul. Păcatul, dacă stai de vorbă cu el, te dezarmează, te dezbracă și ești biruit. Dar dacă vii la cuvânt și spui cum a spus Iisus Hristos, este scris, Domnului Dumnezeului să te închid și mai Lui să-i slujești. Și diavolul va pleca din ce cauză? Pentru că pe El l-a învins Iisus Hristos. Scurtă lumea și El va fi legat. Poporul mântuit va fi ridicat. Și vreau, dorința sufletului meu este ca biserică din Hol și Râmpă, acolo, pe unde slujesc, cu toții, când se va auzi glasul lui Dumnezeu cu acea târmiță, cu glasul de arhanghel, toți să ne luăm zborul ca pompei spre pombarul. Toți să ne întâmpinăm în văzduh pe cel ce-i palatul împăraților, Domnul Domnilor, și toți să fim o fricicie întreagă prin El. Vreau ca această sărbătoare nașterii să te facă pe te cunoști, să înțelegi. Dacă până aici Iisus nu domnește în viața ta, nu este Domnul tău, nu-i Mântuitorul tău, astăzi poți face un lucru. Cheamă-L în inima ta și El va spune, da, mă las găsit de cei ce nu mă căutau, mă las găsit de cei ce n-au nevoie, mă las găsit. Dumnezeul nostru pe care îl găsesc acum este specializat pe lucrurile imposibile. La Dumnezeu îi plac lucrurile imposibile. E maestru. E rezolvarea lor. Și vreau să mă opresc la o experiență în care cineva spunea, ai predicat despre Duhul Sfânt și ai spus că Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus Hristos în timp ce se ruga. Și atunci am dus la referința de Scriptură și am arătat clar în Luca 3, 21-22 că în timp ce se ruga s-au deschis cerurile, s-a coborât Duhul Sfânt în timp de pormel și Tatăl Ceresc a făcut așa declarație. Acesta e Fiul meu! Persoana aceasta mi-a spus, dacă stau așa lucrurile și eu vreau să primesc acest Duh Sfânt. Sunt potezat de 10 de ani în apă și am înțeles din cuvântul pe care l-am predicat că cine nu-i potezat și cu Duh Sfânt n-are cum fi răpit. Și am zis, așa scrie. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui Dumnezeu. Și vreau să spun, Duhul lui te învață, te îndeamnă, te sfătuiește și te ridică, te mărbătează și te călăuzește. Și am intrat în rugăciune cu acea persoană să primească Duhul Dumnezeu. Și spunea ea, cum trebuie să mă rog ca un om care vrea să primească Duhul Sfânt, ca un om care știe că cel ce aleagă capătă premiul alergării cerești, căci Domnul nu-i spunește fără pe nimeni. Pe toți care vin la El să vezi după cuvântul Lui, Dumnezeu îi binecuvântează. Și pe o jumătate de oră de rugăciune, în care femeia aceasta alerga cu stăruință în alerga că stătea față, privea ținut de la mare puterea răsuturilor Hristos și se ruga cu lacrimi țărdiți către El, mărturisindu-și păcatele. La un moment dat s-a împlinit ceea ce trebuie să experimentați fiecare personal. A început să vorbească în alte limbi, cum îi da Duhul Sfânt să vorbească. Și vreau să spun, fiecare dintre noi care mă ascultați, fiecare trebuiește să aveți în viață o experiență unică care personală, în care tu să vorbești în limbi. Cum Duhul Sfânt îți dă să vorbești. Semnul că Dumnezeu te-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Și facă Dumnezeu ca și tu care mi-ai ascultat să nu pleci de aici până când vei avea plinătatea Duhului Sfânt în tine. Amen.